Totul e de vânzare chiar și avionul lui Ceaușescu. Aeronava folosită de fostul dictator e scoasă la licitație, iar prețul de pornire e 25.000 de euro. Aparatul de zbor e un Rumbac 1.11, primul și singurul avion de pasager construit în România. A fost fabricat în 1982, motoarele au fost produse la uzinele Aerofina și Turbomecanica sub licență Rolls-Royce. Ceaușescu l-a folosit între 1986 și 1989. Un lucru mai puțin cunoscut despre fostul președinte e că a supraviețuit unui accident aviatic. S-a întâmplat în 1957. Avionul în care era Ceaușescu s-a prăbușit în apropiere de Moscova din cauza unei erori de pilotaj și a vremii nefavorabile. Patru oameni, trei membri ai echipajului și ministrul propagandei, Grigore Preoteasa, au murit. Nicolae Ceaușescu însă a scăpat doar cu o contuzie și zgârieturi.